Gata, ne-am întors în direct. Știți că săptămâna trecută s-a desfășurat chiar sub privirile admirative ale noastre ziua de 1 decembrie și s-a iscat toată cu această zi un scandal important bazat pe un refuz al unei invitații făcute domnului Ciolacu. Domnul Ciolacu a fost invitat la recepția de 1 decembrie dată cu ocazia Zilei Naționale a României de către domnul președinte la Cotroceni. Bun, ar trebui totuși să folosim niște formulări ceva mai tehnice, pentru că a fost invitat președintele Camerei Deputaților și liderul unuia dintre partidele aflate la guvernare. Domnul Ciolacu n-a mers la Cotroceni. Unde s-a dus. În calitatea asta n-a fost la Cotroceni. Și s-a speculat... Dacă ar fi fost un domn Ciolacu de la Buzău și ar fi fost invitat și n-a ajuns, mă rog, simpatie, antipatie. Da. Dar o să vedem unde s-a dus președintele Camerei Deputaților, invitat la recepția organizată de președintele României la Palatul Cotroceni. Și s-a speculat la momentul respectiv, aduceți aminte, s-a discutat ore și la televizor, domnule, se pare că sunt tensiuni la nivel de coaliție, că nu există un motiv să... Și se punea problema că domnul Ciolacu este bolnav, e răcit și ne-am uitat la el la de 1 decembrie, noi, nu părea că strănută, părea să-mi duce și clar că avea alt motiv decât. Și ce alt motiv poți să ai să refuzi o invitație la Cotroceni cu ocazia zilei de 1 decembrie? Tu, al treilea om în această țară, din punct de vedere al organizării statului, știu că sunt rău, da. Asta e. Dacă zici că e bolnav, Marcel Ciolacu. Dom'le, omul decât să se îmbolnăvească toată lumea acolo, mai bine stă acasă. Dar nu era cazul de așa ceva, domnul Buzeanu, pentru că publică jurnaliștii de la G4 Media astăzi un material în exclusivitate cu următorul titlu. Și o să vă citesc nu doar titlul, ci și începutul acestui material foarte bine documentat. Marcel Ciolacu a plecat în Dubai în mini-vacanța de ziua națională împreună cu vicepremierul Grindeanu și alți doi PSD-iști. Liderul PSD nu a fost prezent la recepția de la Cotroceni de 1 decembrie. Deci președintele celui mai mare partid în România, președintele Camerei Deputaților, patriotul, împreună cu un vicepremier și încă doi PSD-iști, îi vom nominaliza în cele ce urmează, aleg să-și petreacă mini-vacanța, că înțeleg că e o vacanță acum, sărbătoarea națională, în Dubai, nu la recepția organizată de președintele României, oricare ar fi președintele României. Lăsați-mă să ghicesc fără să aruncă o privire, pentru că domnul Ciolacu ne-a anunțat încă din capul locului care sunt viitorul premier al României, a anunțat care sunt cei cu care își petrece timpul liber. Vorba de domnul Simonis, despre care am vorbit un pic mai devreme. Corect, domnul Buzeanu. Deci este și el prezent, a fost acolo? Da, sigur că s-a dus, a luat-o încolo? Deci în Dubai, bineînțeles, asta am și spus vicepremier. Și doamna Laura Vicol. Ah! Președinta Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Și doamna Laura. Avea și dânsa drum încolo. Liderul Partidului Social Democrat titrează jurnaliștii de la G4 Media și bine fac, s-a întors duminică seară cu o cursă de linie low cost. Noi așa, low cost, low profile, la economy, din vacanța de ziua națională a României, pe care și-a petrecut-o în Emiratele Arabe Unite, în Dubai. Hashtag My Dubai. A declarat pentru G4 Media un martor ocular care s-a aflat în avion. Potrivit sursei citate, Ciolacu ar fi fost însoțit în Dubai de un grup de PSD-iști, domnule. Domnule, hai să nu jignim. Domnule, așa scrie, așa citesc. Între care vicepremierul Sorin Grindeanu, liderul grupului PSD din Camera Deputaților Alfred Simonis și președinta Comisiei Juridice din Camera Deputaților Laura Vicol. Deci, patru oameni, cel puțin patru oameni pe ăștia a nominalizat G4 Media. Cu funcții cu tremurător de importante în statul român. Nici nu reușești să corelezi omul cu funcția. Pare ceva profund greșit. Dar s-au dus acolo într-un interes de serviciu să negocieze cu cei din Emiratele Arabe Unite, cu Bin Zayed, cu cine-i pe acolo, cu... Dom'le, s-a dus acolo cu treabă sau s-a dus acolo cu o petrecere? Poate că a petrecut de 1 decembrie, domnul Zanfir. Întrebat de G4 Media dacă excursia în Dubai este motivul neparticipării la evenimentul de la Cotroceni, liderul PSD Marcel Ciolacu a răspuns sec. Nu. Ciolacu nu a răspuns însă și la întrebarea referitoare la momentul plecării în Dubai. În ciuda insistențelor, liderul PSD nu a mai revenit cu lămuriri. Niciunul dintre cei trei lideri PSD, domnii Grindeanu și Simonis, dar și doamna Vicol, niciunul dintre cei trei care... și-au petrecut vacanța în Dubai, mini-vacanța, nu a răspuns nici apelurilor, nici mesajelor transmise de jurnaliști. Colegii de la G4 Media, păi da, trebuia să ne întrebați. Nu, adică cel puțin la Simonis. Vă spuneam noi, domnule, o lămuream noi. Dar poate că e mai bine că n-a răspuns mesajelor. Deci patriotul Alfred Simonis, alături de patriotul... Nu a susținut niciodată că e patriot. Nu simte românește? Păi vrei să caut pe net declarații? Nu l-am auzit. Iubesc România, dar nu mai pot? N-am auzit. Deci la domnul Ciolacu se pune problema de patriotism.
La domnul Simonis n-am auzit, adică trebuie să-l punem pe om în poziția deci, în care se află. Eu cred că se declară patriot, nu știu, am uitat nu să-l întrebăm. Da. Domnule, sunteți și patriot, că am uitat domnul să... Domnul Ciolacu s-a declarat patriot. Deci domnul patriotul Simonis... Ciolacu, împreună cu patriotul Grindeanu da. Și cu prezumtivul da. Patriot Alfred Simonis, că ai spus că tu nu ai probe în acest sens, da. Alături de doamna patriota Laura Vicol, s-au dus de 1 decembrie în hashtag My Dubai, Love My Life. One life, live domnul your life. Trebuie să explicăm lucrurile acestea și pentru că... Și-ai făcut poze în piscină de-aia... Așa cum o pui, așa... Domnule, așa cum o... Așa îți pare ceva neregulă. Nu, dar domnule, e regulă! Nu, domnule, pui așa problema de parcă ar fi făcut ceva greșit. Domnule, s-a dus dimineața la paradă da. Și seara România TV a difuzat un material... Și nu se știe, că la România e greu să-ți dai seama, că ei au da, Revelionul 2022-2023, cred că e filmat în 2014. Deci nu știi. Că, da, da. Nu știu. Au dat un material ca și cum, domne, vorbim cu domnul Ciolacu și vorbeau că nu-i trucaj, n-au făcut un deepfake. Dar nu știam dacă vorbesc în seara aia sau nu, că acolo nu se specifică în mod clar. Nu știu dacă ea sunt în platou, e o poză, e ceva luat de pe internet. La un moment dat m-am uitat și zic, l-au adus ăștia pe Joe Biden. Nu, erau niște poze. Românilor le place asta, da. Trebuie să remarcăm. Da. Și întrebarea e următoarea. Da. A stat la paradă să-l vadă lumea să-și facă poze, după care zic, gata, frate, mă duc în Dubai. În pas de defilare, deci a luat-o încolo, defilând precum armata română pe sub arcul de triumf, domnul Marcel Ciolacu către Dubai. Da, dar trebuie să explicăm că dacă o lași așa, pare, repet, ceva dus în derizoriu. Dom'le, așa e tradiția, domne, de 1 decembrie. Românul începe să meargă către Dubai. S-a creat o tradiție românească, așa e românul. O ia către Dubai, e tradițional, drumul tradițional către Dubai. Prins la Digi24, domnul Rafila a comentat acest subiect. L-au prins la Digi24. Prins acolo, în colț la Digi24, a comentat acest subiect. L-a întrebat lumea, domnule, ce se întâmplă cu președintele PSD? Înțeleg că e și al treilea om în stat, n-a venit și el la recepție, la ce credea, că i-a pus ceva în pahar, Klaus Iohannis, nu face de asta. Ce zice domnul Rafila? Nu știu din ce motive nu a fost domnul președinte Ciolacu. Probabil că a avut un motiv extrem de serios. Un drum în Dubai e un motiv serios. E un drum serios, adică durează mult în sensul ăsta. Vă asigur că nu are niciun fel de altă conotație. Care, mă rog, am auzit și eu că a fost legată de absență, legată de dorința de a nu participa. Nu. Deci, domnul, legată de dorința de a nu participa. Deci, da. El cu sufletul era la Cotroceni, dar cu tupșorul... Dar de ce l-au sunat pe domnul Rafila? Sau de ce l-au prins pe domnul Rafila? Era acolo, era la Digi24. Nu, domnule, l-au prins, l-au întrebat. De ce l-au întrebat? Pentru că se zvonea că e bolnav. Domnul Ciolacu și-a întrebat pe domnule. Domnul Ciolacu este extrem de atent și responsabil în ceea ce privește participarea la astfel de evenimente. Mai Dubai. Așa. Da. Dimineața a fost prezent în ciuda condițiilor atmosferice foarte dure. Da. Că a fost frig afară. Cum? Neprielnice. Stai, domne, că asta e senzația. Dimineața a fost prezent în ciuda condițiilor atmosferice foarte dure. Și eu am fost de dimineață la parada militară și cu siguranță a avut o problemă care nu i-a permis să participe la recepție. Și s-a dus în partea alta la 30 de grade. A schimbat 30 medical. De grade. Medical. A fost concediu medical. Domnule, mini concediu medical. Doctorii au prescris. Cum să spui? Și încercat cu niște Dubai. Depinde acum și de doctor, că ai doctor Bodei, doctor Ciucă. Da. Domnul Puzeanu, cum, domne, tu, ministru în Guvernul României, să-mi spui, domne, condiții atmosferice foarte dure, dar ne-am dus la paradă. Păi ce făceați, mă, nu mergeați la paradă de 1 decembrie, că e frig afară? Nu, astăzi executivul nu va fi prezent pentru că e urât afară. E norat, ei nu ies din casă, pe caniculă și ger nu se iese din casă. Cum ar fi să nu te duci la parada de 1 decembrie, tu, un alt oficial al statului român, pentru că sunt condiții foarte grele? Mi se pare sfidător și să intervii și să spui, domnule, deși era urât afară, să știți că Guvernul României a venit. A, păi asta înseamnă jertfamă pentru țară. Asta, păi să vă facem un monument generațiilor următoare să nu uite că a existat un cabinet Ciucă care, pe vreme rece, era urât, mi se pare, ca și Burnița la un moment dat, a stat acolo. Cât a durat? O oră, mă rog. Întâlnit acolo în fața armatei. Și a privit cum defilează trupele. Atacați cu frig. Asta înseamnă eroism, ăsta e adevăratul patriotism. Membrii ai guvernului stând acolo, pe vreme rece. Păi n-ai văzut că până la urmă s-a pus problema și în privința aviației, că domnule, n-au zburat avioanele pentru că vremea era neprielnică. Păi uite că ăsta a zburat până în Dubai. Pe vremea asta neprielnică s-a zburat până în Dubai, domnul Buzer. Auzi, dar trebuie că o să zboare domnul Bode.
o să zboare din guvernul României. Există această speculație, domnul Buzean, uite și pe domnul Bode cum stă acolo. Când și asta acolo e. Și zic, bă, dar nu mai zboară și domnul Bode. Acum, întrebarea e următoare, apropo de domnul Rafila, că trebuie să punem și lucrurile astea într-un context. Domnule, se pare că domnul Rafila acolo, în timp ce, nu știu dacă a participat de 1 decembrie, parcă nu l-am văzut pe domnul, l-am zărit pe domnul Rafila în ciuda vremii, de afară că nu a fost prezent, nu l-am văzut pe domnul Rafila de 1 decembrie acolo, dar știu sigur că în perioada respectivă gândea ceva, o taxă nouă, lucra la o taxă nouă. Deci dacă nu participa de 1 decembrie la paradă, el defila cu o taxă nouă și a venit weekendul acesta domnul Rafila și a anunțat o nouă taxă pentru pacienții care aleg să meargă la un anumit medic la stat. Dom'le, pentru acest lucru vor trebui să plătească. Vor plăti pentru asta. Cam asta pare o condamnare. Și veți plăti pentru asta. Deci dacă îți dorești un anumit medic, are nu sens. Medicul care îți vine la rând, deci ca la, înțeleg că e ca la numere de matriculare, domnule, pentru că e vorba de preferință. Da. Și eu am senzația că a fost o discuție între doctori. Da. Deci domnul doctor Bode de la interne cu domnul doctor Rafila de la sănătate discutau despre subiectul ăsta al medicului preferențial. I-a zis Rafila, domnule, înțeleg că unii cer medici anume, vreau eu pe aia. Și Bode a zis, păi te învăț eu cum se face. Cam și eu la fel, la permise, la numere de matriculare acolo, de repetiv. Păi stai că dacă vrei un anumit număr, e o taxă pe care trebuie să o achizi. Păi să fac și eu la fel. Dar și normal. Dar acum ce te alegeai tu pe cine vrei? Păi e pe alese. Și dacă mai ții minte, în piață, dacă poate faci și acum cumpărăturile, domnul, sper că doar produse românești, că domnul Simion privește. Și dacă aude că ai luat ceva din import, imediat se mobilizează. Cât spune la tarabă? Haideți că nu e pe alese. Da. De care vă pică. Așa și aici. Îți dorești un anumit medic, se pare că vei plăti o taxă preferențială. Se leagă cu ce spune aici, pentru că se vorbește domnul Rafila despre pilotare. Zice, strategia vizează pilotarea furnizării anumitor servicii ambulatorii. Deci vorbește despre pilotare. Deci e clar că e ca la mașini și la matriculare. Deci, practic, dacă îți dorești un anumit medic, va trebui să plătești pentru asta. Pare o condamnare mai degrabă, situația în sine pare mai degrabă o condamnare. Dar ne întoarcem la domnul Bode, pe care l-am vehiculat un pic mai devreme. Domnul Bode are un plan de viață despre care se tot vorbește. Ce se mai întâmplă cu domnul Bode? Unde mai pleacă? Că omul pleacă, nu stă într-o funcție în Cremenii, nu poți să stea. Nu stă, domnule, mai mult de 6, 7, un an, 7 luni într-o funcție. Trebuie să-i dai ceva, trebuie să-i schimbi cumva situația. Și domnul Bode a trecut prin tot felul de ministeri, tot felul de funcții și acum se pare că ar viza funcția de la ANR, care va fi eliberată în mod emoționant de domnul Chiriță, care dă să plece, că i-a expirat mandatul. Il era expirat de mult, dar a expirat acum și mandatul. Și eliberează la ANR-ul ăsta funcția respectivă, care e vizată, pentru că e una extrem de importantă financiar vorbind, și e vizată chiar de domnul Bode. Dar era vizată și de domnul Neacșu. Și domnul Neacșu voia să fie și el șef la ANR. Și se discuta de care dintre ei vor trebui să fie șef la ANR. Nu poți să ai doi șefi. O dinamică. E da. O dinamică în momentul de față. Domnul doctor Bode, deși nu pare, da, a fost puternic avariat de scandalul doctoratului. Da. Și chiar dacă el credea că a reușit să țină lucrurile sub control cu comisia inițială de verificare, comisia de etică de la Babeș-Bolyai, Babeș-Bolyai și-a făcut un calcul de rentabilitate. Da. Dacă merită sau nu să-l apere cu toate resursele pe domnul Bode, deși acuzațiile vin în avalanșă peste domnia sa. Și pare să că nu o să se termine prea bine cea de-a treia analiză a doctoratului domnului Bode, a treia e cu noroc. Deci doctor și analize, merg împreună. Căci e vorba de... Apropo de merg împreună, dar dacă tu plătești o taxă pentru un anumit medic și medicul ăla e mai, cum să spun eu, mai solicitat, mai pus la muncă decât da. Altul, banii aia pe care tu îi plătești ca să vezi un anumit medic, ajung măcar în parte la medicul respectiv? Că practic vom avea medici care vor fi destul de rar deranjați, da, și medici care vor fi supra-solicitați. Va exista o diferență între medicul supra-solicitat pe care îl vrea toată lumea și plătește toată lumea pentru el, sau pentru că un medic e foarte bun și îl vrea toată lumea, va lua ministerul niște bani. Dar se împune. Păi de ce să ia ministerul taxă că e un medic foarte bun și îl dorește lumea? Dar de ce a trece așa ceva prin capul domnului Rafila? Adică când statea lucruri care pot trece prin capul domnului Rafila, de ce fix asta? Poate exista o logică în sensul în care vezi un medic extrem de așa de solicitat, îl recompenseze altfel financiar și unul care nu știe interesul, are o atitudine nepotrivită și evitată pacienți, să aibă un venit mai mic. Da. Nu? Ar putea exista o logică acolo. Dar să ia taxă pe talentul și pe pregătirea unui anumit medic, statul, pentru că e un medic foarte bun, statul trebuie să ia niște bani.
Mi se pare deplasat. Păi plătească penalizare statul atunci când un medic e foarte slab. Dar să ne întoarcem la domnul asta. Bode, da. Domnul Bode, deci domnul Bode pare să, informații pe surse, că nu va avea un sfârșit doctoral plăcut la Universitatea Babeș-Bolyai, care și-a dat seama că pentru un Bode nu ți dinamitezi reputația, mai ales că te ambiționezi să fii cea mai bine cotată universitate din România. În schimb, nu așa e... că, stai o secundă, da, 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 okay, okay. De unde am pornit. Sigur. Nu, e ca e timp, domnul Buzeanu. Sigur. E abia 7-16 minute. Așa. Domnul Bode, în momentul de față, e lăsat să-și asume până la capăt Consiliul Jai. De asta, domnul Bode, încă e ministru de interne. Vreți să spuneți că turnura întâmplării de săptămâna aceasta va fi una defavorabilă României? Eu cred că dacă România nu intră în spațiul Schengen, acum... Aveți vinovat. Avem un vinovat. Ceea ce, pentru doi oameni care doar să-l critici au știut pe domnul Bode, pare mai degrabă nedrept. Că nu e normal să pui atâta responsabilitate pe ceea ce vedeți în această imagine. Adică... Haide, du-te, Bote, bagă-ne noi în Schengen. Dar unde să te bagi omul ăsta? Nu e ca și cum omul ar fi putut să facă ceva. Dar n-a vrut. Și n-a vrut. Adică dacă nu este cel responsabil pentru succes, cu siguranță nu este nici responsabil pentru ei. Dar cineva trebuia să-i mai ia din elan domnului Bode, că se ducea spre șefia partidului, domnul Buzeanu, în urmă cu câteva săptămâni, avea încă mai meșterea la preluarea șefiei PNL, cunoscut fiind faptul că după ce nu va mai fi domnul Ciucă premier, domnul Ciucă nu va mai fi nici președintele partidului. E, acum își reușește, își meșterește, potrivit surselor noastre, cu ultimele sale puteri politice, dar nu ultimele care mai fi puține, ci care fi pe final de putere politică, drum, își meșterește un drum spre ANR, unde să stea cu minte, să nu deranjeze pe nimeni tot și să încaseze 12.000 de euro pe lună. El tot timpul a avut un drum undeva, adică nu, nu ca și cum a rămas pe drumuri vreodată. Avea un drum către o direcție întotdeauna și cineva, nu știu, pare că îl duce dintr-un loc în altul, așa, îl plimbă, că el așa de unul singur, dacă îl lași... Nu știm. Eu mă îndoiesc că ajunge și în Austria, deci dacă s-a dus, că înțeleg că s-a tot zburat acolo și înțeleg că iară o fi pe acolo, vorbind cu omologul său din Austria și cred... Că cineva îl duce acolo, eu cred că îl lași pe Bode și ajunge singur acolo. Nu știu, nu știm. Sunt speculații. Știu, avem acest gen de speculații. Acum, întâmplarea este că săptămâna aceasta se va desfășura sub mandatul domnului Bode această intenția noastră de a intra în spațiul Schengen și vorbeam vineri cu domnul ministru de externe Aurescu, care a rezolvat cu Suedia și a rezolvat cu, Olanda. Deci, practic, cei care puneau probleme până de curând, acum, practic, au zis, domnule, mergem cu România spre Schengen. A rămas Austria proptită totuși. Și întrebarea care îi se pune, va rămâne până la capăt Austria decisă să blocheze accederea României în spațiul Schengen? Păi a plecat să negocieze domnul Bode. Semn că într-adevăr va rămâne. Și crede-mă că domnul Bode că nu negociază acum doar intrarea României în Schengen, își negociază și viitorul politic. Pentru că domnul Buzeanu, chiar și cu 12.000 de euro pe lună, există suspiciuni că șeful ANR ar mai putea, dacă n-ar fi un om de mare caracter, să facă bani și pe lângă salariu. Dar nu putem să intrăm în zona speculativă. Nu vreau să intru în zona speculativă. Dar și cu 12.000 de euro, domnul Buzeanu. Te descurci, să știi. Am văzut. Te descurci până îți dispare influența din partid și la un moment dat își dau ăștia seama. Mă, dar de ce mai ținem pe acolo? Da, păi vezi că e greu, dă două telefoane. Cui? Cui mai dă el două telefoane? Deci, domnul Bodu era bine dacă era, dar domnul Bode. Nu, e bine, da, Bode e problema, da. Dacă nu negociază cum trebuie și vă dați seama, l-ați văzut. Nu poți să spui că negociază el, domnule. Haideți să nu exagerăm. Domnule, asta e. El își asumă negocierea. El se duce acolo. Domnule, vedem, dă de mâini. Dacă nu dă de mâini până să genereze curent aproape ca o turbină, e posibil să sfârșească la ANR pentru o perioadă de timp cât încă mai deschide numele său niște uși, niște telefoane. Pe mine mă interesează și Austria în sine ca discuție în spațiu public. De ce Austria vine și se opune României? Sigur că argumentul de care se întrebuințează e unul mai degrabă ridicol, exact ca cel de care se întrebuința Olanda, numai ca altul. Ideea cu emigranții care trec prin România și ajung acolo e ceva, sigur, care sfidează cumva logica, pentru că e ceva despre care spun acum. Deci n-au spus până acum. Adică dacă ar fi fost adevărat această teză, doamne, mii, milioane de emigranți trec prin România, se duc la ei în Austria. Dom'le, în momentul acesta trebuia să știm de mult despre această problemă. Noi am aflat acum, pe ultima sută, ceea ce sigur că ridică niște suspiciuni. Dar citesc o declarație a domnului europarlamentar Eugen Tomac. Dacă Austria se opune aderării României la Schengen, se întunesc condițiile pentru o trimitere în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Pare o declarație foarte drastică. Am auzit amenințări la adresa Austriei sub diferite forme. Mie îmi plac amenințările la adresa Austriei. Asta vorbeam și în legătură cu domnul Pavel Popescu. Îmi plăcea
Doar că trebuie să se și poată face. Adică ce spunea domnul Pavel Popescu mi se părea nefezabil. Hai să vedem în ce măsură această amenințare devine una fezabilă. Bună seara, domnule Tomac. N-auziți? Bună seara. Bună seara, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Să dezvoltăm puțin acest anunț pe care dumneavoastră l-ați formulat, cum că România ar mai avea la îndemână resurse și instrumente pentru a lupta cu țările care ne blochează drumul spre spațiu Schengen. Vorbiți despre o acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Da, eu cred că ceea ce trebuie să știe telespectatorii dumneavoastră, că nu Austria este cea care trebuie să stabilească dacă îndeplinim sau nu criteriile de aderare la spațiul Schengen. Aici lucrurile sunt foarte clare. Avem un regulament, avem un tratat în primul rând. Atunci când am aderat, ne-am asumat că vom îndeplini toate criteriile ce revin din tratat și aici e o chestiune foarte clară. Avem un regulament, iar Comisia Europeană este instituția care validează dacă îndeplinești sau nu criteriile. Comisia Uniunii Europene spune foarte clar, inclusiv în ultimele două rapoarte de evaluare, că noi îndeplinim toate criteriile, deci suntem o țară sigură care poate gestiona frontierele Uniunii Europene. Pentru a accede în spațiul Schengen sunt necesari trei pași. Primul, să-ți dea verde Comisia Europeană și avem acceptul și acordul Comisiei. Doi, o opinie a Parlamentului European și în Parlamentul European în ultimii 5 ani au existat cel puțin 4 rezoluții prin care România a fost invitată să adere la spațiul Schengen și evident ultimul pas în Consiliul Uniunii Europene, acolo unde sunt reprezentanții guvernelor tuturor statelor, exact în acest Consiliu JAI, trebuie să se dea un vot cu unanimitate. Noi am avut timp de 10 ani o opoziție vehementă din partea Olandei. Iată că efortul diplomatic a făcut să convingă Haga că merită să intrăm în spațiul Schengen. Problema este acest abuz, aș spune, al Austriei, care până acum n-a avut nimic de obiectat, dintr-o dată s-a trezit în situația în care spune o țară intră, alta nu, o țară intră, alta nu. Adică Croația poate intra, România nu. Croația, care a intrat mult mai târziu în spațiul Schengen, în Uniunea Europeană, și are verde din partea guvernului austriac pentru a intra în spațiul Schengen, deși are o frontieră extrem de discutabilă cu Bosnia și Herțegovina. Bosnia și Herțegovina care nu are vize cu niciun stat din lumea care este predispusă să trimită refugiați în diferite zone. Deci avem această situație discriminatorie. Și dacă un stat membru al Uniunii Europene discriminează un alt stat utilizând de acest veto fără a avea în spate un raționament extrem de solid, argumente care țin de regulamentul privind gestionarea frontierilor externe ale Uniunii Europene, atunci evident că trebuie să ne înarmăm cu răbdare și evident în cazul în care decidenții noștri nu reușesc până joi să convingă Viena să nu mai blocheze accesul nostru în spațiu Schengen, avem și această opțiune prin care putem să mergem în fața justiției și să reclamăm acest act discriminatoriu al guvernului austriac. Mergem în fața justiției, dar până una alta vreau să pun această întrebare, nu? Să ne punem cu toții această întrebare. Că l-am auzit pe domnul președinte al României, Klaus Iohannis, invocând de adevărat la momentul respectiv în discuția în legătură cu Olanda, ideea că va fi și un vot politic. Există această chestiune, există această problemă, un vot politic. Deci, dincolo de ce vorbim noi acum, există un vot politic. Și acum, întrebarea e următoare. Dacă e clar că nu vorbim despre un val de migranți care trec până în România să ducă către Austria, evidentă situația că ce invocă ei ca fiind totuși ca argument, nu e sustenabil, nu e ceva sustenabil. Nu-și doresc oamenii ăștia, că de la olandezi eu știu ce își doreau. Am înțeles ce își doreau. Nu știu dacă le-am dat ce își doreau. Ce își doresc oamenii aceștia austriici? Că e clar că argumentul ăsta nu stă în picioare. E clar că au găsit ceva, da? Și atunci ce își doresc oamenii ăștia? Păi tocmai pentru că atunci când, din rațiuni ce țin de mize politice interne, cel puțin public spun că îi deranjează
faptul că au ajuns foarte mulți imigranți în Austria. Da. Eu pot înțelege această chestiune, dar nu este vina României. Nu România este stat membru Schengen care gestionează frontierele Uniunii Europene. Deci nu mă poți sancționa pe mine ca stat nemembru Schengen pentru o problemă pe care o are în momentul de față probabil sau o au mai multe state membre Schengen. Deci din acest punct de vedere este limpede că argumentele utilizate în spațiu public până acum nu stau în picioare. Tocmai de aceea spun foarte clar, în cazul în care această abordare nejustificată, discriminatorie a Vienei va continua ca politică în relația cu noi, trebuie să ne pregătim și de pasul următor. N-aș vrea să intru în mai multe detalii acum, însă ceea ce mi se pare de neacceptat este această poziție nedreaptă la adresa noastră, fără argumente. Bun. Și acum, dacă tot ne-am adunat, domnule Tomac, vreau să vă întreb și în legătură cu această discuție care se pune începând de vineri încoace, dacă suntem tentați să luăm în serios pe domnul Marcel Ciolacu. Domnul Marcel Ciolacu, viitorul premier al României, nu prezumtivul premier al României. Zice domnul Marcel Ciolacu că ar trebui să începem demersurile de unire cu Republica Moldova. Cum vedeți dumneavoastră această chestiune? Domnul Ciolacu este în campanie. Dar evident că această abordare nu trebuie neglijată. Și vreau să vă spun cât se poate de clar. România a propus Republicii Moldova de cel puțin 3 ori acest scenariu pe masă. Președintele Băsescu, eu am asistat la toate discuțiile, i-a propus președintelui Voronin proiectul Unirii Republicii Moldova cu România, i-a propus-o președintelui Ghimpu și, evident, președintelui Timofti. Deci, nu este pentru prima dată când, la nivel de lideri naționali, România face această ofertă Republicii Moldova. Republica Moldova nu poate supraviețui singură, nu poate rezista singură în fața acestor amenințări pe care le primește din partea Federației Ruse. Sigur că la București unii se bucură că Republica Moldova este atât de șubredă astăzi și ne cere să nu mai oferim niciun leu Republicii Moldova, ceea ce ar fi fatal pentru noi. Și eu cred că drumul cel mai scurt al Republicii Moldova spre Uniunea Europeană este unirea cu România. Și pe mine mă bucură că și liderul PSD are această abordare și noi va trebui să avem drept obiectiv de țară aducerea Republicii Moldova mai aproape de noi. Și mai există un aspect important pe care l-am spus și președintei Comisiei Europene. Republica Moldova este singurul stat din imediata vecinătate a Uniunii Europene, unde peste jumătate din cetățenii acestui stat sunt și cetățeni ai Uniunii Europene prin cetățenia română. Deja peste 50% din cetățenii Republicii Moldova sunt cetățeni ai României și evident că procentul celor care își doresc acest proces să se întâmple crește de la un an la altul și sunt absolut convins că mai devreme sau mai târziu acest lucru se va întâmpla. România trece greu prin criza economică pe care o avem astăzi, dar vă imaginați cât de complicată este Republicii Moldova. Tocmai de aceea cred că acest proces trebuie început și eu aș fi mers mult mai departe pe o inițiativă de platforme comune până când se va face unirea politică, fie în interiorul Uniunii Europene, fie înainte de a intra în Uniunea Europeană. Republica Moldova nu are altă opțiune decât unirea cu România. N-are altă soluție la îndemână. Mulțumim pentru intervenție, domnule Eugen Tomac, președinte al Partidului Mișcarea Populară. Dom'le, treaba e în felul următor. Suntem blocați acum de către Austria în acest demers al nostru de a intra în spațiu Schengen. Și Austria, până la urmă, am văzut că se vehiculează și acest gen de argumentație. Trebuie pedepsită într-un fel pentru chestia asta. Adică, dacă ar fi fost dandoasele, dacă România s-ar fi opus accederii Austriei oriunde, ori în orice spațiu, unde am fi avut noi dreptul cumva de veto, dom'le, cu siguranță Austria ar fi reacționat la adresa României cumva și se pune problema cum se reacționa. Am auzit această variantă, dom'le, sunt foarte mulți români care merg să scheze în Austria. Sunt enorm de mulți, nu știu, domnul președinte al României nu l-am auzit
pe domnul președinte schiind în Austria. Nu e genul schior, care își face pârtie. Care schiază în România. Este schior de România. Dom'le, nu știu în schimb unde schiază domnul Lucian Bodecă. Mă gândeam acum că dânsul pleacă în Austria. Da. În perioada asta anului poți să schiezi în Austria fără niciun fel de reținere. Și puneam așa cap la cap și... Mă, ca să nu fie un eșec total de plasarea asta, să zici că te-ai dus până acolo de pomană. Care faci un pic de pârtie. Da. Îl întreba... El a înțeles că trebuie să facă pârtie României în Schengen. Nu, nu despre asta e vorba. Nu. Domnul Bode e cunoscut ca un mare schior. Da. Există dovezi în acest aici sens. Chiar n-are. Asta nu e o dovadă în acest sens, dar asta e o dovadă în acest sens. Deci domnul Bode, asta e o fotografie cu care se lăuda domnia asta în 2016. Dacă nu e ca ușor, deși geaca apare a domnului președinte. Ia o geacă. Au aceeași geacă, îți chiază cu multe lucruri. Sub aceeași geacă. Sub aceea, sub înalta geaca președintelui. Da? Așa. Deci domnul Bode, că dânsul e în imagine, e mare schior. Da. La începutul, în prima parte a acestui an, dacă ți amintești, domnul Buzăianu, tragic cu accident, fetița ucisă de o mașină de poliție, da, în care se afla un polițist. Da. Se pare că în weekendul acela, care a urmat accidentului, domnul Bode a fost la schi. Așa erau speculațiile. Deci de acolo nu sunt poze, dar există speculațiile că domnul Bode s-ar fi dus la schi în Austria. Uite, domnule, au venit mascații peste domnul Bode. Pare că au intrat mascați. Pă, domnul, da? Bode îl ajută orice fel de mască. Da. Domnul Buzăianu, deci, sfatul nostru pentru un român, un român de-al nostru până urmă, da, da, s-a dus în Austria. N-are sens că te bazezi doar pe discuția cu omolog. Hai să fim serioși, că nu e că... Poate are și... Uite, vreau să... Hai că o facem și pe asta. Pornesc de la prezumția că are intenții bune. Mergem pe varianta că, da, domnule, omul chiar s-a dus să facă ceva pentru țara asta. Hai, fie așa, fie ca tine, că mereu mi-l lauzi. Că, domnule, Bode care mai e cu țara asta, restul... Patriotul, că nu știu. Da, domnule, zic, bine, hai să zicem că e patriot. Da. E ultranaționalist frenetic, domnule. Da, da. Nu se oprește din a naționaliza. Așa. Să zicem că face... Cât are niște... E un simplu om, da? Cu niște limite. Vizibile, îmi permis să spun. Nu știu dacă poate întoarce el soarta sau guvernul sau să-i păcălească pe aia cine știe ce stație așa că face. Încă... Ce să se ducă, ce să le ofere? Lemnul? Ce să le dea el, domnule? Hai să fii serios, că s-au reușit să-l ia singuri. Poate convinge și acolo și te trezești că ajunge într-o funcție și în Austria. Că omul ăsta tot deține funcții. Poate să le zică altceva. Păi, noi și cu Schengen și fără Schengen, tot 2000 de ani suntem aici. Tot ăia suntem. Dar voi, nu v-ar fi mai ușor vouă să scoateți camioanele cu lemn în România dacă România ar fi în spațiu Schengen? Uite, așa trec camioanele cu lemn către Austria. Să facem pârtie camioanelor cu lemn? Exact, pentru voi intrăm în Schengen. Să puteți să vă luați lemnul din România, să-l duceți în Austria cu firmele voastre austriece, care s-au ocupat în România și cu exportul de lemn. Da, da, așa, bun. Și asta să fie singurul argument. Dar dacă până absurd nu-i vine în mintea asta domnului Bode, că am văzut că sunt multe lucruri care nu-i vin în minte, deși e doctor. Și ar putea să mai zică și să zică, domnule, atunci ai succes, o mai lungim, mă duc să mă dau... Eu mă duc, mă duc. Bă, atunci mă duc la... Vă mai gândiți? Bă, facem așa, vă mai gândiți? Bă, găsiți pe pârtie, am un vin fiert, am oia, veniți acolo, îmi spuneți ce... Și cineva îi traduce, că el nu știe engleză. Cineva spune, Mr. Bode is going... Nu, că el o să facă așa. O să... Atunci eu... Atunci eu... Nu, că așa schiază el. Da. Și o să se ducă și aia. Da, e frumos ar fi să se ducă direct la întâlnire așa. Cu masca asta să-și dea un pic gura. Nu, eu sunt ori numai la gura liberă, că oricum nu vorbesc cu ea. Așa, dau de mâini un pic cu bețele alea să-i explice ceva. Cineva întreba, domnule, ce faceți? Dansați? Nu, așa schiază el. Așa schiază el. Da. Și se duce frumos de tot și măcar știm... Am făcut un om fericit câteva zile. Domnul Bode ce a rezolvat? Băi, a scos un timp bun, nu s-a lovit. Nu, cu negocierea. N-am mai ajuns. Că na, era... A, punctul B. Important să ajungi din punctul A, punctul B. A, punctul B. Sigur. Băi, asta e. Da. După aia, altfel te întorci în țară, chiar dacă îți pierzi mandatul de... ce e el? Ministrul de interne, nu? Mandatul de arest nu se pune problemă. Nu există așa ceva. Nu, mandatul de ministru de interne. Ce-a făcut ceva? Da, acum văd că e la externe. Acum văd că l-am externalizat. Dacă țineam aici de uz intern, nu era nicio problemă. Era. Era, dar nu era așa de mare. Păi da, acum să vadă și aia cu ce ne confruntăm. A, da, bun. Nu, eu l-aș plimba peste tot. E favoarea noastră. Haideți să vă arăt ministrul de interne de România. Ca să înțelegeți totuși cât de securizate sunt granițele, dacă noi cu așa ceva n-avem probleme. Dacă avem Bode, când om avea și unul ca... Nu știu, lumea are și o atitudine. Uite, au venit românii, ce să spun. Păi stați, domnule, că noi suntem un popor necăjit. Ia să vă arătăm cu ce supraviețuim noi. Da. Păi ce miniștri de interne sunt în alte țări și ce avem noi aici? Și de bine, de rău, că uite, totuși încă mai existăm. Da. Deci cu schiorul Bode, sper că am lămurit-o, este singura utilitate a deplasării sale în Austria în această perioadă anului.
să se ducă să schieze, măcar el să fie fericit. Domnule, de schiat, că pe noi ne întristează. Am o veste bună și una proastă. Parcă-l văd întors la aeroport cu declarații. Domnule, am o veste bună, una proastă. Nu spuneți, intrăm în Schengen. Nu, asta e vestea proastă. Nu intrăm în Schengen. A, nu, nici n-am... În schimb, nici n-am ocupat. Nici n-am vorbit. Nu, dar să mă... Am o filmare cu mine, că i-am rugat pe băieții ăștia să mă filmez. Vă uitați-vă aici. Ce slalom între... Da. Da. Bine, facem un slalom printre spoturi publicitare, după care ne întoarcem brusc să mai tensionăm atmosfera. Astăzi, domnule Zanfir și doamnelor și domnilor, eram la televizor, chiar în fața televizorului, și începeau știrile. Și la un moment dat văd niște imagini. La televizor sau erai în fața televizorului? În fața televizorului. Deci nu era la televizor, la televizor. La televizor. La televizor, în fața televizorului. Ca să fii și la televizor și în fața televizorului, domnul Buzeanu, trebuie să te uiți la tine în reloare. Da, eram în fața televizorului. Și... Așa, deci te uitai la alții. Și urmăream știrile, că îți vine să te uiți. Bravo. Să vezi ce se mai întâmplă. Corect. Și intră fimea în cameră și zice, au apărut prima știre și intră fimea și zice, uite, iar au atacat rușii. Erau niște imagini cu un bloc explodat. Și apoi văd că erau niște numere de matriculare românești la mașini. Zic, uite, bă, ce s-o fi întâmplat. Hai să vedem ce s-a întâmplat de fapt. S-a întâmplat că noi n-avem nevoie de ruși ca să ne simțim atacați. Și tot cu gaze înțeleg că e problema. Ne atacăm singuri. Apropo de ruși. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în Suceava. Așa arătau la primele ore ale dimineții pagubele lăsate în urmă de explozia produsă în blocul de locuințe din localitatea Burdujeni, județul Suceava. Explozia s-a produs în jurul orei 4 dimineața. Am trezit cu o bubuitură și nu știam ce se întâmplă, că zic că e cutremur. Și când am... vecina mi-a spus că e o sărit în aer, am ieșit și tot, era geamuri, uși, sărite. La parterul. Aha, da, m-am trezit cu toate ușile din casă peste mine. Ușurile, geamuri, tot, sărit din tocuri, tot. Eram în locuința mea și dintr-o dată s-a auzit o explozie foarte mare. În acel moment am ieșit rapid din casă, m-am urcat în mașină și am ajuns aici. Și eram ajuns înainte și de poliție și de tot. Niște prieteni de mei fusese scoți pe o doamnă de la etaj de aici, care unde s-a întâmplat explozia. Iar soțul ei a fost, deci din casă, din locuința lui, a fost... la explozie, aruncat în spatele blocului la un vecin de al nostru și el era conștient, dar era speriat de la explozie. La fața locului, în cel mai scurt timp, s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție de urgență. Am deplasat la fața locului cu toate autospecialele din bază, vorbim de 3 autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, o autospecială pentru descarcerare și cele două ambulanțe SMURD, inclusiv cea de terapie intensivă mobilă. De asemenea, am chemat în sprijin și două echipaje ale serviciului de ambulanță județean. În urma incendiului provocat, 4 persoane au fost rănite grav, în timp ce restul locatarilor au fost evacuați. În ciuda intervenției imediate a pompierilor, flăcările s-au răspândit rapid și au afectat numai puțin de 15 apartamente. Sunt distrugeri foarte mari, vorbim de 14 apartamente din scara unde se afla apartamentul, unde s-a produs și această explozie, la etajul 2 mai precis. De asemenea, a fost afectat și apartamentul din scara vecină, lipit de apartamentul cu piscina. Primarul municipiului Suceava caută soluții pentru cei afectați de explozia puternică în plină iarnă. Am găsit soluții pentru fiecare familie. Deja se lucrează de la primărie la numărul de locuințe disponibile pe care le avem, să putem muta o parte din cetățenii în ele. În măsura în care ele nu ajung, voi cere comitetul local pentru stații de urgență să putem închiria niște camere la hotel. Autoritățile urmează să stabilească cu exactitate care a fost cauza exploziei, dar și ce pagube s-au produs în total. Da. Am sentimentul că primarului din Suceava mereu îi se întâmplă ceva. Ați remarcat, domnul Zanfir, mereu îi se întâmplă ceva primarului din Suceava. Pare că totuși în jurul lui se produc numai de... Bă, încercați, doamne, iată-mă, și cu altcineva că vă poartă ghinion. Cam pe acolo. El e o întâmplare, domnul Buzeanu. O întâmplare care li se întâmplă care sucevenilor, se întâmplă, da. Sucevenilor, dar au și oarecare implicare. Cum arată blocul ăsta de locuințe? Nu acum, și înainte de explozie, te referi. Stai să ne axăm pe momentul ulterior exploziei. A. Domnule, nu ar trebui să arate nicio țară pe timp de pace în halul ăsta. Indiferent care este explicația, dacă a fost o problemă, o scurgere de gaze, cum ar fi fost. Domnule, nu există scenariu în care tu să crezi că ești la tine acasă și lucrurile sunt cât de cât în ordine și să sari în aer.
Bă, aici n-a fost un incendiu, pur și simplu s-a demolat. Aici arată exact ca un atentat. Deci am văzut blocuri în Ucraina lovite de rachete. Care au rezistat mai bine. Care au ieșit mai bine, așa ceva. În ce condiții era blocul ăsta? Era pus în siguranță? Era pus în conservare? Cum putea el să fie? Vedem acolo ce a căzut plafonul. Ți-a căzut tavanul în cap, la propriu. Deci, în cazul în care nu era un bloc de chirpici, nu ar fi trebuit să se comporte așa și nu-mi dau seama cine, dacă a expertizat cineva tehnic această locuință, când a zis, da, e foarte bine, n-are nimic. În al doilea rând, ce fel de explozie, ce fel de scurgere de gaze, se lucrează cu butelia în localitatea respectivă, e posibil. Dacă nu, a intervenit cineva, a modificat rețeaua de gaze din locuința respectivă. Ăsta nu e un accident, domnule, s-a întâmplat ceva. Nu e ca un accident rutier. Da, domnule, ăștia conduc ca nebunii, nu s-a asigurat, a intrat, a stricat. Cum a fost la finalul acestui weekend, 16 mașini, carambola, ieșirea din Brașov. Înțeleg că primăria din Brașov va trebui să plătească o amendă, nu știu, că 3.000 de lei sau ceva de genul ăsta. Nu, amendă usturătoare, da. Da, 3.000 de lei. Deci acolo ai niște explicații. Dar în momentul în care sare în aer un bloc, fără nicio rachetă, fără nimic, asta e o țară care are probleme mai mari decât riscul unei invazii. Mai mari, pentru că acolo măcar știi care e cauza. Citeam știrea asta când a apărut ea, în urmă cu câteva ore încă nu era cunoscut motivul. Isu încă verifică, se întreabă și. A venit lupul și a suflat tare de tot în ușă, să-i prindă pe cei trei porcușori și vă dați seama, are capacitate pulmonară ridicată. Isu se gândește, la ce, Doamne iartă-mă, fost că eu n-am prea văzut așa să sară în aer. Clădire, de la ce o vin? A bătut vântul, vă dați seama. Au trăpăit copiii, au alergat în casă, a aruncat cineva cu o farfurie în perete de nervi și uitați-vă ce s-a întâmplat. Deci în urmă cu, la câteva ore, multe ore după acest tragic eveniment, Isu se întreba, mă, dar ce dracu o fi fost până la urmă? Că ce a lăsat făcut? Geamul deschis și a deschis, s-a făcut curent și uitați-vă și dumneavoastră, s-a prăbușit blocul. Deci, în, cum se numește, mă, Burdujan, cum? Da. Acolo, județul Suceava, chiar nu e, domnule, de localitate. Da, s-a produs acest eveniment. Acum ne întoarcem un pic... Cartier, da, corect. E un cartier din Suceava, dar nu e o localitate. Un cartier din municipiul Suceava, reședință de județ. Că asta e, dacă era o comună debranșată de la fonduri europene, de la Ministerul Dezvoltării. Bă, dar reședința județului Suceava îți cade blocul pe tine câteva ore mai târziu. E săptămână mare, importantă pentru destinul României. Intrarea în Schengen, sigur că e chestiune extrem de importantă și a picat pe umerii domnului Bode, despre care am vorbit și vom mai vorbi. Încurcătura vine domnul Zanfir. Apropo de aceste obiceiuri pe care le deține domnul Bode, am văzut schiatul ca obicei al domnului Bode și în Austria se poate schia. Dar în egală măsură domnul Bode s-a consacrat în localitate și prin viteza cu care circulă. Sigur, nu dânsul la volan, dânsul doarme pe bancheta de spate. Viteza cu care dânsul doarme. La care dânsul doarme. Că dânsul era într-o mașină care încălca regulile de circulație într-o țară cu cea mai mare mortalitate pe drumuri. Da. Și dormea. Dormea în mașina aia. Îl dormea în mașina aia în spate. Păi dacă dorm pe tine, iartă-mă. După care apare la câteva zile, săptămâni și îți spune, da, o să iau măsuri pentru a combate carnajul de pe drumuri. O să cresc amenziile. O să vă cresc amenziile. Asta a fost reacția. Asta poate el să facă. Nu, și acum mă uitam pe o știre care vine din Austria, de unde se află în momentul ăsta domnul Bode. Sau înțeleg că s-a dus și astăzi încolo. Sau că pleacă într-una către acolo ca să rezolve problema Schengen. Așa. Și văd o știre că s-au înăsprit legile acolo în Austria pe zona asta de viteză. Și soluția pe care au găsit-o la această problemă austriece a fost să confiște autoturismul celui care depășește viteza legală. Ce vrei să spui, domnul Zenu? Că riscă domnul Bode să se întoarcă pe jos acolo? Asta vine pe jos, mă. Dacă domnul Bode să nu adormiți în mașină, că iar un șofer inconștient va forța limitele regulilor de circulație și vă confiscă ăștia mașina. Întârzi la întâlnire, îmi cer scuze, am luat-o pe jos, nu știu autobuzele astea cum circulă dumneavoastră, n-aveam nici bilet. Cum ar fi să rămână ministru de interne de România în Austria fără vehicul? Da, depinde la ce viteză mai doarme domnul acesta Lucian Bode, care tot timpul, la fel ca primarul din Suceava, trebuie să se scuze în legătură cu ceva. De fiecare dată când apare, trebuie să se scuze în legătură cu o chestiune care îl vizează. Mai grav e când apare un primar precum cel din Constanța și nici măcar nu se scuză pentru ce face. Și asta e adevărat. Există și varianta asta. Dezastroasa administrație locală din Constanța. Deci, mă uitam pe niște mesaje. Oameni serioși, nu clovni, ne spuneau
că Mazăre e regretat. De ce? Din cauză de... cum îl cheamă, mă, amiralul Nelson? Domnul amiral Nelson, amiralul primar Sucevei, al Sucevei, al Constanței, domnul Chitac, el acum se ocupă cu altceva. Deci dacă îl întrebați și dacă zapați și dacă îl prindeți la un dat la televizor, nu vorbește despre Constanța, vă vorbește despre ce se întâmplă în Ucraina din postura sa de amiral. Și vă spune cu apa, cu așa, cu armata, cu rachetele, apa, cu aerul, cu aerul, cu cutare. Deci da. Vă spune, vă vorbește în postura de analist militar. Deci acum dacă îl găsiți la televizor pe domnul Chitac, îl găsiți în această ipostază de mare analiz militar. În condițiile în care Constanța a devenit un eșec administrativ de când domnul ăsta a preluat conducerea. A nu se înțelege că înainte cu Decebal Burebista Făgădău da, era ceva deosebit sau că Radu Mazăre a fost ceva ce recomandăm și altora. Motiv pentru care ați văzut. Acum, nu mai e primar, este... Deținut, nu ne ferim de cuvinte. Da. Bun, acum vom vedea de mâine încolo cum stau lucrurile, pentru că începe embargoul pe petrolul rusesc, chiar în România am vorbit în prima parte a emisiunii. Vom vedea dacă va crește prețul la pompă, vom mai vedea cum stau lucrurile și cu Schengenul. De mâine încolo să aveți o Românie bună. În continuare, Tudor Mușat, ne vedem mâine la ora 11. Toate cele bune!